Senatoarea Diana Șoșoacă a făcut noi declarații împotriva vaccinării anticovid. Aceasta susține că persoanele imunizate au început să genereze coduri suspecte, cu ajutorul cărora se pot conecta la telefon prin Bluetooth. Halucinant! Diana Șoșoacă susține că fiecare fiolă de vaccin este inscripționată cu un cod. Nimic anormal până aici, doar că Șoșoacă afirmă că dacă vă puneți lângă o persoană vaccinată și activați Bluetooth-ul, o să vă apară un cod. Este verificat și de mine și de mulți alții când sunteți lângă vaccinați, dați pe Bluetooth. O să vă apară un cod. Am demonstrat cu anumite persoane vaccinate care s-au și speriat. Știu foarte mulți oameni. Am adresat întrebări, nu ne-a dat nimeni răspuns. Ce sunt cu codurile de la Bluetooth ale vaccinaților? Nici eu nu am crezut. Am râs până când am văzut acest lucru. În cameră era numai telefonul meu. Eram undeva la țară, a declarat senatoarea. Filmarea cu Diana Șoșoacă este distribuită masiv pe rețelele de socializare, creând multe controverse. Și de mine și de mulți alții, când sunteți lângă vaccinați, dați pe Bluetooth. Haideți, doamna senator. O să vă apară un cod. Știi foarte bine era că ți-am demonstrat o video cu anumite persoane vaccinate era... care s-au și speriat. Era televizor. Da? Nu era niciun televizor. Da? Haideți, era într-o cameră fărmic. Uitați-vă și știu foarte mulți oameni. Am adresat și noi întrebări, nu ne-a dat nimeni răspuns. Ce sunt cu codurile de la Bluetooth ale vaccinaților?